Aflat pe locul 2 în topul golgheterilor ligii secunde cu 12 reușite, Clement Pălimaru vrea să rămână în crâng. Atacantul are însă două condiții: lotul să rămână în linii mari același, iar situația financiară a formației să se îmbunătățească. Tehnicianul Ion Viorel speră ca lucrurile să se schimbe la club, astfel încât să nu rămână fără importantul fotbalist al grupării buzoiene. Pălimaru, am spus-o de multe ori și este un vârf care joacă în divizia la orice echipă, la ce fotbal avem, de divizia, nu de divizia B. Să vedem ce s-a întâmplat cu el, dacă are opțiune să rămână aici. Mi-aș dori din tot sufletul să păstrăm întreg lotul, nu numai pe Pălimaru, întreg lotul actual. Și eu spun că anul viitor astfel vor sta lucrurile. Poate se va reglementa și cât de cât situația financiară. Nu o să fie la zi, dar să fie acolo restanțe o lună, două, maxim trei. Atacantul buzenilor a marcat 4 goluri în meciul cu CF Brăila, reușitele sale propulsându-l pe a doua treaptă în topul celor mai buni marcatori din actuala stagiune a ligii secunde. Și e un lucru plăcut, pentru că n-am mai marcat de mult timp. Am avut o perioadă mai urâtă, am fost accidentat și e foarte greu să revii după ce stai o lună de zile. Și vă dați seama, sunt foarte bucuros. Important e că a câștigat echipa. Clement Pălimaru a primit mai multe oferte în iarnă, însă nu a dat curs niciuneia, preferând să rămână în crâng. Atacantul a sosit la Buzău de la prima divizionară CSM Iași.